noi ne-am apucat deja de treabă. După cum vedeți, Caruș rade portocală. Caruș, ce ne pregătește astăzi? Eu și mami. Am înțeles că tu cu mami pregătești, dar ce ne pregătești? Ce le arăți spectatorilor? Cărcuri cu ciocolată. De ce ingrediente au nevoie telespectatorii? Portocală, ciocolată, un topping, ouă, zahăr și făină. Mai razi? Da. Ne trebuie coaja de la o portocală. Ai grijă de la degețele, te rog, da. Punem 4 ouă. Totul se pregătește foarte repede. Ne ajunge atâta portocală, Caruș. Dacă vrei să mă ajut să punem untul... Da, vreau să amestec eu, vreau să amestec eu. Amestecă tu, te rog. Zahărul. Da. Încercați totuși să nu faceți dezastru în bucătărie. Caruș, unde ai fugit? Caruș, mai am nevoie de tine încă, să știi. Da, știu. Și acum o să adăugăm făina. Dacă doriți mai multă coajă de portocală, puteți pune coajă de portocală, coajă de lămâie. Absolut ce doriți ca să vă iasă fursecurile cât mai aromate. Wow, s-a format deja coca asta. Da, am format o cocă un pic mai tare, specială pentru fursecurile noastre. Și trebuie să le turtim așa? Nu, nu o să le turtim, uite, o să le punem într-un poș. Caruș, nu mă mișca. Tu mă ajut sau mă încurci? Te încurc. Puteți să le dați ce formă doriți la fursecuri? Eu vreau rotund. Tu vrei rotund? O să le faci și rotunde, da? Da. Data viitoare. Data viitoare le facem rotunde, îți promit, da? Bine. Acum le facem așa ca să le putem scălda în ciocolată, da? Mergem cu ele la cuptor. Hai, pune tu, Caruș. Mergem. Fursecuri din astea sunt gata. Mergem cu ele la cuptor și vă așteptăm și pe voi să faceți rețeta asta. Scăldăm fiecare fursec în ciocolată. Dacă vă ajută un mâncător de ciocolată, s-ar putea să nu mai reușiți să le băgați la frigider, așa că vă sfătuiesc să vă mișcați repede, repede. Sunt bune, Caruș? Da. Crezi că le vor plăcea telespectatorilor? Da. Da? Dacă lui Caruș îi plac fursecurile, cu siguranță o să vă placă și dumneavoastră, pentru că e foarte pretențioasă.